Presiune pe Mutu din prima zi a anului. Patronul Șucu vrea titlul. 2023 e anul în care Rapid sărbătorește centenarul. Rapid și FCSB se luptă pentru același atacant, Garita de la FC Argeș. Rapid e prima echipă din Liga 1 care se reunește în 2023, anul centenarului în Giulești. Speranța mea este pentru 2023 că în fiecare săptămână băieții noștri ne vor face fericiți. Și de ce nu? La sfârșit de campionat, poate? Poate. Nu mai spun mai mult, că o să mă certe colegii că pun presiune pe echipă. Dar știți dumneavoastră ce aș vrea să spun. La mulți ani. Ar fi primul titlu al Rapidului pe noul Giulești, stadionul care ar fi trebuit să poarte numele lui Rică Răducanu. Toată lumea de acord și ăștia a zis, pe nu, după ce mor, că așa se face. Păi după ce mor, mai știu eu care e treaba.